Cei care au solicitat compensații la încălzire pentru perioada rece pot afla deja categoria de vulnerabilitate în cabinetul personal pe platforma compensații.gov.md. Cei care nu s-au înregistrat încă o pot face în continuare, însă ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare. Dacă cererea de compensație a fost acceptată, cei înscriși pot observa în dreapta o flacără de o anumită culoare și o literă, care indică gradul de vulnerabilitate. În acest an avem 7 categorii: vulnerabilitate extremă, foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută, primară și non-vulnerabil. Cei care nu sunt de acord cu categoria atribuită pot contesta decizia, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Recent, guvernul a făcut publice mărimea ajutoarelor la facturi pentru iarnă, astfel statul își va asuma o treime din costul gazelor pe care le vom arde în perioada noiembrie-martie și aproape 60% din factura la căldură. Mai exact, familiile care se încălzesc cu gaze naturale vor plăti între 12 și 17 lei per metru cub în funcție de gradul de vulnerabilitate, iar cei cu încălzire centralizată între 1400 și 2900 de lei per gigacalorie. Este important de menționat că guvernul va compensa un maximum de 180 de metri cub de gaze naturale și cel mult 1,3 gigacalorie pe lună. Energia electrică va fi compensată doar pentru consumatorii care o vor utiliza în mod prioritar pentru încălzire, iar plafonul nu trebuie să depășească un consum de 1500 de kW per lună. Astfel, cele mai vulnerabile gospodării deservite de Premiere Energie vor plăti între 1 lei și 54 de bani și 2 lei și 54 de bani pentru un kWh. Asta în timp ce consumatorii non-vulnerabili, adică cei care utilizează mai puțin de 5% din veniturile lor la achitarea energiei, vor plăti tarifele în vigoare. Potrivit guvernului, în acest an, pentru compensații la energie în perioada rece, vor fi alocate aproape 2,8 miliarde de lei. Suma va acoperi atât compensațiile în factură, cât și cele sub formă de plata monetară în valoare de 800 de lei per gospodărie.